Breaking news, pentru că vedem imediat ce se întâmplă în planul politic, de acolo de unde trebuie să vină aceste lucruri. Este o informație de ultimă oră acum, Călin Popescu Treiceanu și-a schimbat postarea în care a anunțat o alianță cu formațiunea lui Victor Ponta până la grupuri parlamentare comune. Dacă în prima variantă era am hotărât, în a doua variantă am discutat. Ce s-a întâmplat între timp, ne spune Diana Lazar. Bine te-am regăsit, Diana. E foarte interesant ce se conturează, pentru că vin și primele reacții din partea PSD-ului și inclusiv din partea alte. Chiar domnul Meleșcanu spune, nu poți să fii și cu un picior în guvernare și cu un picior în opoziție. Exact așa, Oana, bun găsit tuturor. Da, a anunțat prima dată Călin Popescu Tăriceanu pe pagina domniei sale de Facebook că a hotărât împreună cu Victor Ponta să formeze grupuri parlamentare comune care să funcționeze, evident, din sesiunea parlamentară ce va debuta în septembrie. Ulterior și-a schimbat postarea, destul de rapid am putea spune, a modificat, am hotărât cu am discutat. Asta, bineînțeles, după ce și Victor Ponta a făcut acest anunț al discuției pe care a avut-o astăzi cu președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu și cumva Victor Ponta a arătat pisica celor de la Partidul Social Democrat, spunând că s-au așezat astăzi la masă alături de cei din ALDE, pentru că așa cum spusese cu ceva timp în urmă, în momentul în care ALDE va părăsi Partidul Social Democrat, va ieși așadar de la guvernare, atunci Pro-România poate să aibă discuții serioase cu formațiunea înființată de Călin Popescu Tăriceanu. Și atunci, Diana, numai o clipă, hai să o luăm invers. În acest moment, la prima postare, se rupsese practic coaliția, adică Tăriceanu anunța că a rupt coaliția cu PSD și este în alianță cu Ponta. Printre rânduri, da, cam așa se înțelege, Oana, mai ales că am discutat cu mai mulți lideri ai Partidului Social Democrat apropiați Vioricăi Dăncilă și cu toți au fost surprinși de această postare, cu toate că sursele noastre spun că, de fapt, întâlnirea dintre Tăriceanu și Victor Ponta era stabilită încă de vinerea trecută. Nu a picat bine absolut deloc acest anunț, evident că nici în Partidul Social Democrat, pentru că pare a fi un fel de forțare a mâinii președintelui PSD. De ce? Pentru că știm supărarea lui Tăriceanu legată de nesusținerea candidaturii la prezidențiale. Asta pe de-o parte și pe de-altă parte această postare n-a picat bine nici în Pro-România și chiar nici în ALDE, pentru că îl citai puțin mai devreme pe Teodor Meleșcanu, pentru că în primul rând cei doi cel mai probabil nu au avut mandate politice de a negocia și în al doilea rând nu au stabilit ceva clar despre care vorbeam, variantă despre care vorbeam mai devreme, adică ALDE iese de la guvernare și mai departe își găsește colaboratori politici. Ei bine, nu s-a întâmplat așa. Călin Popescu Tăriceanu dă impresia că vrea să rămână în continuare alături de PSD la guvernare, dar în același timp caută susținerea celor din Pro-România. Există încă o variantă, Diana, aceea în care pe Victor Ponta să-l vedem în guvernare în perioada următoare? Există și această variantă, Oana, bineînțeles, a fost chiar o ofertă venită din partea președintelui PSD Viorica Dăncilă. Noi aici la Antena 3 am dat în exclusivitate acest moment în care i s-a propus lui Victor Ponta să intre cu miniștrii oficiali în guvern, însă ne amintim, a fost foarte rapid desființată, dacă vrei, această ofertă de un alt fost premier, Mihai Tudose, care spunea la vremea respectivă că numai cineva care nu este zdravăn la cap poate să intre acum cu PSD la guvernare. Dar toate variantele, toate ofertele au rămas pe masă. În această perioadă de vară s-au cam suspendat, să spunem așa, negocierile politice. Iată că ele reînvie începând de astăzi cu această întâlnire între Tăriceanu și Victor Ponta. Și cert este că după 20 august, partidul condus de Ponta trebuie să stabilească clar pe cine va susține la alegerile prezidențiale. Viorica Dăncilă, Călin
Cătălin Popescu Tăriceanu sau propriul candidat, de ce nu chiar fostul prim-ministru. Așadar, sunt multe, multe scenarii care se vehiculează acum. Oana, trebuie să spunem clar că va avea loc o întâlnire între președintele PSD Viorica Dăncilă și Călin Popescu Tăriceanu. Cel mai probabil această întâlnire va avea loc astăzi. Noi încercăm să aflăm cât mai multe dintre detaliile acestui tet-a-tet. Vom vedea când se va întâmpla el și, bineînțeles, care vor fi concluziile, pentru că miza este foarte mare, ieșirea de la guvernare sau nu a celor de la ALDE. Mulțumim, Diana, pentru informații.